Rosaline Snap pe frecvențele Europa FM. Mai devreme povesteam că în China au fost introduse reglementări pentru a controla tehnologia hipertrugajului, adică deepfake este cea care prin inteligență artificială poate înlocui chipul unei persoane. Uite, de exemplu, Bruce Willis, apropo, Cătălin Stribla este alături de noi. Bruce Willis a fost primul care și-a vândut dreptul de a fi folosită înfățișarea în filme, având în vedere situația lui de sănătate și faptul că nu mai poate juca. Dar vreau să te întreb, Cătă, serios, stai un secund, există așa ceva? Da, serios, deci foarte serios. Bruce Willis a dat drepturi de imagine ca să poată să fie deep fake în anumite filme? În filme, exact, în producții artistice. Ce chestie! Asta e o discuție întreagă de etică, nu-i așa? Adică joacă sau nu joacă Bruce Willis? Și Bruce Willis nu joacă, clar. Când dai banul, te uiți la Bruce Willis, nu? Adică la emoția pe care o generează, la, știu eu, ochii săi atractivi. Sunt curios în titlu, cum va fi? Titlul unui film va fi deepfake cu Bruce Willis sau Bruce Willis? Willis, în paranteză, deepfake. Foarte tare, scuză-mă, te-am întrerupt așa. Da, nicio problemă, da, interesant. Dar uite că această tehnologie, de fapt și de drept, este inteligența artificială. Această tehnologie poate fi folosită și pentru a-ți fi folosită ție imaginea, de exemplu, da, Cătă, corect. Și mâine să declari faptul că, nu știu, hai da, să aruncăm pe jos hârtii. Să dau un exemplu banal. Da. Poate să spună să faci o prostie, o tâmpenie, știi? Sau să te facă cineva să râdă lumea de tine, mm-hmm. sau o chestie de asta. Băi, este o tehnologie foarte nasoală, adică pentru că e necontrolată, nu știi cine are acces, adică toată lumea are acces la ea, dar nu știi scopul în care o folosește. Eu sunt un suporter mai larg al reglementării digitale, în foarte multe sensuri. Adică acum e cam lobodă prin, ca vodă prin lobodă, cum se spune. Adică fiecare face ce vrea în domeniul ăsta și e foarte, foarte periculos. Lumea se schimbă și nu într-un sens musai bun cu tehnologia asta. Dar fii atent, vreau să-ți mai spun ceva, să te mai întreb încă o informație. Întreba. Văzut pe social media, pentru că știu foarte bine că ești și tu prezent acolo, că au apărut tot felul de imagini cu chipurile oamenilor desenate, tot așa, prin inteligență artificială, în diferite contexte. Am văzut asta. Ai văzut. Da. Știi că, de fapt, și drept, noi nu suntem conștienți că le-am dat dreptul acelor dezvoltatori să facă ce vor ei cu imaginea noastră? Toată lumea să știe că în momentul în care, de exemplu, utilizează o aplicație din aia, hai să vezi cum o să arăți bătrân, nu știu ce, sau un filtru de față pentru domnișoare, acolo când ai accept, tu accepti foarte multe lucruri, inclusiv folosirea imaginii tale în context din asta. Dar să știi că eu am venit tot despre un deepfake să-ți povestesc. Dar în alt context, nu-i așa? Deepfake de ăsta, românesc, cu plagiate, cu lucrări de doctorat, că la noi suntem maestri de la asta. Hai să zic. Hai să-mi zici, hai să ascultăm zic. Despre ce e vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ia fiți atenți un pic, oameni buni, în câteva ceasuri, cel mai târziu mâine, o să aflăm decizia Comisiei de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai despre plagiatul domnului Bode. Domnul Bode e ministru de interne și zic unii printre cei mai puternici oameni politici din România. Sigur, e greu să vă închipuiți așa ceva, dar ăsta e adevărul. Și ce ar putea să zică decizia aia de plagiat sau nu? Emilia Șercan, cea care a pus datele pe masă, spune, domnule, cu siguranță o să-mi dea dreptate, în sensul că mare parte din lucrarea e copiată, nu se vor poziționa, nu vor avea o expresie pe fond, dar vor vedea greșelile de tehnică măcar, adică acolo unde sunt copiate și notele de subsol și inclusiv fotografii de-astea, planșe, cum se cheamă, a luat domnul Bode. Bun, zi și făcut, așteptăm ziua de mâine, de la UBB ni se transmite că mai e acolo o decizie a Comisiei Juridice care trebuie, sau Departamentul Juridic trebuie să pună și el o pată la mare. Între timp, să vedeți lucru interesant, cel mai interesant. Site-ul Hot News pune mâna pe un document intern al Partidului Național Liberal și acolo la PNL există un punctaj de comunicare în privința domnului Bode. Ce înseamnă asta? Înseamnă că partidul sau șefii partidului au hotărât ca membrii partidului să aibă o poziție comună cu toții comunicatorilor, cei care vorbesc în spațiul public sau sunt întrebați despre chestiunea asta. Adică, dacă, să zicem, vine doamna Alina Gorghiu să vorbească, sau știu eu, nu știu, cine o mai fi liberal astăzi, domnul Ciucă, celălalt plagiator. Pe cine mai au ei acolo și sunt întrebați, domnule, ce credeți de plagiatul domnului Ciucă? Ei, conform lucrurilor identificate de Hot News, trebuie să spună în felul următor. Stați că să vă dau cu cita, să nu vă plectisiți. Doamna Șercan, punctul 1. Doamna Șercan a lansat acuzații netemeinice fără o minimă pregătire de specialitate.
Adică doamna Șercan nu se pricepe la energie. Doamna Șercan e profesor universitar, se pricepe la scris lucrări de diplomă și la doctorate. Țin să atrag atenția, nu trebuie să pricepe la energie. Prezumția de imparțialitate pe care ar trebui să o aibă orice jurnalist pică în cazul de față, deoarece Emilia Șercan este autoarea unor plângeri împotriva ministrului Bode. Adică e o plângere penală a doamnei Șercan, da? Și asta înseamnă că ea nu mai este imparțială, zice domnul Bode. Și mai zice așa: conform legii educației naționale, Comisia de Etică nu poate desfășura activități în chestiunea asta, pentru că domnul Bode nu e parte din structura academică. Adică el nu e student sau profesor sau ceva. Dar la data când a făcut lucrarea era, pentru că ei aia verifică dacă el, a avut etică atunci când era membru al comunității universitare, nu dacă o are acum, că aia nu poți să o iei și să o dezbraci. Da, bun. Dincolo de asta, că astea sunt demontabile ușor, nu-i problema. Dom'le, vă dați seama ce au hotărât? Ei au hotărât cu tot partidul să-l apere pe domnul Bode. Dau în și a zis, bă, facem scut în jurul omului. Bă, dar cine este omul, pe bune, ce realizare are, frate? Ce v-a făcut vouă în politică așa la toți liberalii, că sunteți mai mici, mai mari? Poate aveți, mulți dintre voi sunt convins că aveți obrazul curat, corect, cum să face în țara asta. Cine este domnul Bode pentru voi de trebuie apărat de tot partidul? Acum îl apărăm digital, știi, Alex, pe vremuri, eu sunt mai bătrân, partidul se ducea pe scări la parchet. De ce nu vă duceți voi, PNL-ul, pe scări la UBB, mă, să-l apărați acolo? Cum îl apărau ăștia pe Bivolaru acum 25 de ani? Sau pe Patriciu? A, că asta tot la voi a fost făcută cu Patriciu. Când a stat Patriciu o noapte la pușcărie, tot la voi la Partidul Liberal v-ați dus acolo. Că na, Patriciu era cel mai mare finanțator al partidului. Ce să vezi? A, duceți-vă acum pe scări la UBB să vadă domnul Bode că îi sunteți alături. De ce i-au luat hotărârea asta? E ca și cum liberalii, dacă întrebe acum un liberal și el vrea să rămână în partid, să nu se certe cu domnul Bode, el trebuie să zică prostiile astea. Am vă zic și așa, bă, nu ziceți prostiile astea, că-s prostii și-s ușor demontabile. Vă mai prinde unul la un interviu. Na, uite, vin colegii la Piața Victoriei, vine domnul Predoiu aici, miercuri, înțeleg, cu Ioana N. Dogioiu. Domnul Predoiu, serios? Dacă ziceți din astea, nu cred că o să vă meargă bine cu Ioana. Ziceți și dumneavoastră altceva. Ziceți că ne predăm sau că nu mai vrem în guvern, cum s-ar face în orice țară democratică. Sigur, până la decizie, încă nu știm dacă domnul Bode a plagiat, dar mă gândesc în capul meu, atât cât mă duce capul nespecialist, cum ar spune PNL-ul, bă, deci Dumnezeu nu vrea să fie verificată lucrarea asta dacă e curată ca lumina soarelui și apa clar. Ce e așa mai mare de aparat? Gata, am avut de zis, ce să vă... Am un alt gând, nu mă pot abține să nu ți-l împărtășesc. Zi. Mă, dacă asta este de fapt o strategie și un soi de a lansa un mesaj, așa, apropo, care e poziția partidului în astfel de situații, iar domnul Bode fiind decât așa, un simplu exemplu. Bravo, pentru ceilalți. Bam. Ai dreptate, pentru că aici mai e cineva, e și domnul Ciucă. Nu? Ești uite ce Ciucă, se întâmplă la noi în partid, dacă greșiți. Da. Nu-i problemă, noi suntem cu voi. Am, mergem mai departe. Uite, eu nu m-am gândit așa, eu m-am gândit din perspectiva opiniei publice. Eu am fost mai naiv, scuzați-mă. Uite, bravo, mă, Alex. Vreau mai iluminat. Deci, că n-are nicio explicație logică, cum sincer. Vorba ta, sunt prostii, prostii, literal. Da, și zice, bă, noi avem doi plagiatori aici în guvern, și premierul Ciucă și domnul ăsta Bode. Și ce facem? Plagiatori așa, că nu știm încă, adică nu s-au pronunțat, că stai că o să vină cu reclamație la CNA aici. Noi avem doi posibili plagiatori în guvern și acum, cum o să ne purtăm aici? Trebuie să-i apărăm. Știi când o să-i mai apere? Că acum se schimbă rocada și se face rocada și vine domnul Ciolacu premier și mai vedem noi ce o să fie la PNL atunci. Că atunci să mai scot niște cuțite pe masă. Asta e apărare pe termen scurt. Pe siguranță. Cătălin Stribla, îți mulțumim mult de tot pentru că ai venit alături de noi. Rațiunea zilei am ascultat-o, puteți să o ascultați și în mediul online, pe Facebook sau pe canalul nostru de YouTube. Cătă, să fie o zi frumoasă în continuare. Scor la treabă.